În fața mea nu este un laptop, în fața mea este pur și simplu un monitor cu tastatură, cu baterie, cu intrare USB tip C, cu intrare HDMI. Salutare jucătorilor, bine ați venit la un nou clip pe canalul Arena Digitală. E bine, în clipul de astăzi vă prezint, cred că, gadgetul preferat al anului, pentru că cu treaba asta poți să faci o grămadă de chestii. După cum puteți vedea, eu sunt aici într-un joc, da? Sunt în Minecraft, care mai mult funcționează chiar foarte bine. Observați cât de fain pot să controlez toată treaba asta. Am aici tastatura, pot să o utilizez, dar toată treaba asta rulează pe Xbox, pe Xbox Series S. Pur și simplu Xbox Series S este conectat cu un cablu HDMI și cu un cablu USB. Cablul USB este necesar pentru a recunoaște tastatura, da? Cablul HDMI, bineînțeles, ne dă semnalul video. Și bineînțeles, mouse-ul este conectat la Xbox și, ca să vă demonstrez, apăs aici pe butonul de start în mod normal, dar bineînțeles aici este butonul de meniu și luăm și controllerul și observați că suntem aici într-adevăr pe Xbox. Este genială treaba asta pentru că împreună cu Xbox Series S poate să fie un setup foarte bun din punctul meu de vedere pentru gaming, dar știu că foarte multă lume preferă un mouse și o tastatură. Ei bine, cu acest sistem, pur și simplu te conectezi la Xbox, ai un ecran de 13,3 inch, Full HD, IPS, 60 de Hz, se vede foarte, foarte plăcut. Această treabă are și o baterie, după cum puteți vedea, nu trebuie neapărat să o alimentezi. Bateria cred că ține undeva până pe la 5 ore, da? Este foarte interesantă toată treaba asta, dar asta nu e totul. Chestia asta funcționează cu mai multe dispozitive și observați cât de plăcut este, pentru că arată ca un laptop, dar nu face deloc gălăgie. Fiind un monitor, cu tastatura nu face deloc gălăgie, este complet silențios, are 1,1 kg, este foarte ușor, ușor de luat cu tine, ecranul se rabatează, poți să-l dai în spate de tot. Totuși, ce mi se pare genial este faptul că pur și simplu oamenii ăștia au pus o tastatură la acest ecran. Este o idee genială. Ecrane cu baterie am mai văzut, da, ecrane care le încarci și după aia poți să le folosești câteva ore, am mai văzut. Dar ecran din ăsta cu tastatură mi se pare că este unul printre primele. Și haideți să trecem mai departe de la Xbox la altceva, să vedeți cât de tare este acest dispozitiv, pentru că eu mă bucur mult mai mult pentru Nintendo Switch, nu pentru Xbox, pentru că Nintendo Switch este mult mai portabil. Haideți să vedeți și cum funcționează toată treaba asta. Aici îmi spune că NextDock este pregătit să se conecteze. Am aici pur și simplu Nintendo Switch OLED cu un singur cablu, da, un cablu aici foarte scurt și pur și simplu voi conecta Nintendo Switch aici în portul USB tip C și haideți să vedem ce se întâmplă, dar nu avem nimic altceva decât un singur cablu, niciun alt cablu nicăieri. Și vedeți, pur și simplu, ecranul ăsta este capabil să alimenteze Nintendo Switch. Nintendo Switch atunci crede că este în dock și va furniza imagine pe ecranul ăsta. Și uitați-vă cât de bine arată toată treaba asta. Bineînțeles, în cazul ăsta trebuie să folosesc un controller. Am aici controllerul Switch Pro și haideți să vedem dacă se conectează. S-a conectat și uitați că acum pot să mă joc pe Nintendo Switch, da? Pot să mă joc pe Nintendo Switch, este foarte tare. Sunt aici deja într-un joc, în VRC 9. Haideți să ne jucăm puțin, să vedeți cam cum se vede. Bineînțeles, automat Nintendo Switch va rula jocurile până în Full HD, bineînțeles. Unele jocuri pe Nintendo Switch nu rulează chiar la Full HD, dar uite, jocul ăsta, din câte văd eu, se vede destul de aproape de Full HD. Pe ecranul ăsta de 13,3 inch, jocurile se văd genial. Și mai ales, bineînțeles, că avem ecranul ăsta IPS. Asta înseamnă că unghiurile de vizualizare sunt foarte bune și iluminarea este foarte puternică, din câte am observat eu. Noi acum suntem cu iluminarea undeva la 50%, da? Suntem cam la 50% iluminare. Ei bine, în timp ce eu mă joc aici pe Nintendo Switch, dacă vreau să mă țină bateria foarte mult, pot să conectez aici un port USB tip C pe lateral și atunci
ecranul ăsta se va încărca în același timp în care va furniza energie la Nintendo Switch, da? Și atunci bateria o să mă țină mult mai mult. Are o baterie de 44 Wh. Asta înseamnă, de exemplu, cu Nintendo Switch, că ne-ar ține vreo 2 ore jumate, da? Vreo 2 ore jumate în modul ăsta docked am putea să folosim Nintendo Switch. Eu am o baterie de 185 Wh. Cu bateria aia am calculat eu că aș putea să ajung chiar până la 10 ore de utilizare cu Nintendo Switch, ceea ce este foarte, foarte tare, pentru că este cam cel mai portabil sistem de gaming pe care poți să îl ai, da? Aici mă refer la un sistem la care să nu ai nevoie de priză, pentru că, bineînțeles, la laptopuri, care sunt foarte performante și foarte faine, ai nevoie de priză în general, da? Poți să scapi la anumite laptopuri cu niște baterii din astea speciale, dar, bineînțeles, costul va fi mult mai mare decât ce am eu aici în fața mea. Și nu știu ce părere aveți voi, mie mi se pare genial pur și simplu că acum pot să mă joc jocurile de pe Nintendo Switch oriunde, pe un ecran mult mai mare, mult mai luminos, da? Mi se pare foarte tare. Treaba asta, în momentul de față, dacă aș pune aici o baterie, toată treaba asta ar consuma cam între 12 și 16 W, pentru cei care sunteți interesați de autonomie, să puteți să vă calculați treaba asta. În reclama acestui dispozitiv se prezintă în mare că vei conecta un telefon la acest dispozitiv și vei putea să-l folosești pe post de laptop. Și cred că chestia asta face foarte mult sens. Din păcate, eu nu am un telefon care să aibă video out, aștept poate să îmi iau un Samsung dacă o să apară S22, dar am aici o tabletă de la Samsung, așa că o să facem același exercițiu. Tableta asta suportă și ea acel Samsung DeX, așa că haideți să vedem dacă funcționează treaba și, după cum puteți observa, am aici deja toată treaba de pe tabletă. Ei bine, în modul de față văd că într-adevăr îmi funcționează și touchscreen-uri, dar vedeți că nu sunt pe tot ecranul. Asta este pentru că pur și simplu fac mirroring acum la ecran, așa că o să intrăm aici la setări și trebuie să găsesc eu undeva DeX. Uite că am și găsit. Și vedeți că acum tableta intră într-un mod special și în modul ăsta pur și simplu am aici un desktop, vedeți că am un mouse, foarte tare merge acest trackpad, bineînțeles că merg butoanele. O să caut aici și un joc, Alto Odyssey, și cu ocazia asta vedeți că și tastatura funcționează automat și văd că l-am deja instalat. O să dau aici pe play și o să dau pe tot ecranul ca să vedeți cum funcționează treaba asta. Ok, deci în momentul de față suntem aici în joc, avem și sunet, putem să folosim și tastatura și touchpad-ul și touchscreen-ul și ia, hai să vedem dacă pur și simplu apăsăm aici să pornim jocul. Bineînțeles, ecranul poți să-l întorci invers, dar uitați că deja putem să îl jucăm. Este super, super fluid. Nu știu dacă așa o să fie pe toate telefoanele, dar aici pur și simplu merge genial. În mod normal, rezoluția asta este o rezoluție chiar mai mică decât telefoanele de top Android, așa că cu siguranță s-ar putea jocurile chiar să ruleze mai bine, da? Chiar să ruleze mai bine aici. Bineînțeles, telefonul tău se va și încărca de la acest dispozitiv, da? Pur și simplu este ca și cum ai fi pus telefonul la încărcat. Asta este o chestie foarte tare. Da, și vedeți că putem să ne și jucăm. Probabil că vor fi mai interesante jocurile care au suport complet pentru tastatură. Ei bine, ce părere aveți despre dispozitivul ăsta? Probabil că o să mai facem noi teste pe canal cu el, dar cam atât am vrut să vă arăt eu pentru astăzi, eventual să vă arăt cum îl întorci invers, dar observați că balamalele astea pur și simplu permit o rotație foarte mare și poți să îl întorci așa dacă vrei să te joci pe el așa ca pe o tabletă mare, bineînțeles, când este conectat telefonul. Pentru că atunci când nu avem conectat nimic la el, vedeți, este pur și simplu un ecran și pot să îl închid de aici, am un buton, pur și simplu acum l-am închis. Să ne uităm puțin mai aproape, aici este partea de tastatură și trackpad, vedeți că aici scrie Next Dock. Tastatura asta este chiar iluminată și avem tot felul de scurtături interesante, vedeți, de exemplu, am aici scurtătură ca să văd
care este nivelul de baterie la acest dispozitiv, da? Pot, de exemplu, să blochez trackpad-ul dacă nu vreau să-l folosesc. Sau, bineînțeles, pot aprinde lumina de la tastatură cu butonul ăsta. Deci, în partea de sus avem și difuzoarele. Sunt 4 difuzoare, nu se aud extraordinar de bine, adică nu au deloc bas. În rest, se aud clar. Și pentru mine se aud destul de tare. Pe partea de porturi stăm destul de interesant. Avem aici un jack pentru căști. Deci dacă telefonul tău, de exemplu, nu suportă căști, e bine, vei avea aici un jack pentru căști. Mai departe avem portul de încărcare USB tip C, lângă care găsim un port micro SD. Da, deci, teoretic, dacă, de exemplu, nu ai un card micro SD în telefon, o să îți vadă acest micro SD pe care îl pui aici atunci când conectezi cu un telefon compatibil, bineînțeles. Ei bine, avem aici și butonul de power. Butonul ăsta ține puțin apăsat și o să se aprindă dispozitivul. Iar aici avem un port USB OTG. De exemplu, dacă vrem să conectăm, nu știu, un hard disk, de exemplu, da? Putem să îl conectăm aici ca să îl accesăm de pe telefon. Conexiunea cu telefonul, bineînțeles, se face în partea asta-laltă prin acest port USB tip C și mai avem și un port din ăsta mini HDMI, da? Ăsta este un port mini HDMI care poate fi utilizat, de exemplu, cu consolele. Și portul ăsta, bineînțeles, merge și direct cu Nintendo Switch, care este cea mai tare funcție din punctul meu de vedere, pentru că pot să mă joc, după cum spuneam, cam vreo 2 ore jumate direct pe Nintendo Switch. Toată treaba asta este foarte calitativă, eu văd că materialul ăsta este metalic, dar este de asemenea foarte ușor. Însă este foarte, foarte rigid, avem aici niște piciorușe de cauciuc. Bineînțeles, ăsta fiind un monitor, are o grămadă de setări ca orice monitor. Pur și simplu tragem aici pe ecran cu 2 decibeli în jos și avem aici toată treaba cu touchscreen. Vedeți că mai am 79% baterie. Aici pot să văd nivelul de volum și aici pot să reglez tot felul de chestii de luminozitate și așa mai departe. Aici pot să văd pe ce sunt conectat, pe USB tip C și alimentăm telefonul, dar putem să scoatem alimentarea din câte observ eu aici. Aici avem și rotirea ecranului, putem să blocăm rotirea ecranului sau nu. Și mai avem o pagină, dacă mă duc eu aici în partea asta, văd că pot să reglez toate culorile. Da, vedeți că putem să punem chestia asta, care este foarte bună pentru noaptea, lumină caldă, da? Eu o să las acum la 7500 toată treaba asta și bineînțeles pot să ies de aici. Eu încă am folie pe display-ul ăsta pentru că am vrut să îl protejez. Dedesubt este un ecran laminat, dar vedeți că chiar și cu folie touchscreen-ul funcționează foarte bine, fără nicio problemă. Cam atât despre Nexdocs, las un link în descriere. Prețul este între 300 și 400 de euro pentru dispozitivul ăsta. Eu am reușit să îl comand. Mi-a venit în cam vreo 2 săptămâni jumate, dar pot să spun că este probabil cel mai fain gadget pe care o să-l folosesc zilnic. O să-l folosesc zilnic cu Nintendo Switch. Ați văzut cât de simplu este să conectez pur și simplu un cablu de la Nintendo Switch și asta a fost. Ei bine, dacă aveți întrebări despre produsul ăsta, aștept în secțiunea de comentarii și până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!